Duminică s-a jucat și ultimul meci al etapei a 10-a Ligii 1 de futsal a României. ACS Vestedeva a fost înfrântă de CFR Timișoara pe teren propriu, deși au avut avantaj până în minutul 17 al reprizei a doua. Timișorenii au început în forță meciul, având două bări la aceeași fază din minutul 4 la șuturile lui Darius Nastai. Deși bănățenii au continuat asaltul la poarta de veană, în minutul 6 gazele recuperează o minge și surprind pe bănățeni, Ionuț Florea fiind cel ce finalizează în poarta lui Toniță. Și tot gazdele trec pe lângă majorarea diferenței pe tabela de marcaj în minutul 9, tot în urma unui contraatac rapid inițiat de Mimi Stoica. A urmat un joc plăcut ochiului cu faze de gol la ambele porți, culminând cu o nouă bară a lui Robert Lupu, antrenorul jucător al ceferiștilor, scorul rămânând 1-0 pentru ACS Vest la pauză. În cel de-al doilea mitan, timișorenii au dominat încercând din toate pozițiile să egaleze, însă portarul de vei, Cristian Goșa, a fost în zi mare. În minutul 17 al reprizei secunde, același Darius Nastai lovește din nou bara porții de vene. Când mai erau 2 minute și 36 de secunde, speranțele de venilor la victorie au fost năruite de șutul lui Robert Lupu, care aduce egalarea pentru bănățeni. Mai mult de atât, de venii încercând să obțină victoria sunt surprinși de mingea repusă rapid în joc de Toniță, care îl găsește lansat pe Mihnea Toader. Acesta strecoară mingea pe lângă portarul de Vian cu 8 secunde înainte de finalul partidei. Scorul final rămânând ACS Vest 1, CFR Timișoara 2. În urma rezultatelor din această etapă, lider incontestabil rămâne United Galați. Pe 2 revine FC Auto Bergamo Deva, pe 3 CFR Timișoara și pe 4 FK Odorheiu Secuiesc, care are 2 meciuri mai puțin disputate față de echipele dinainte ei din clasament, Vestedeva ieșind din primele 4 clasate.